pregătirea CSM Vaslui pentru retur. Ce părere ai și câteva cuvinte pe aceea? Da, bună seara, la mulți ani vă spun și eu. Am reluat activitatea secției de handball de astăzi, cele două echipe de Liga Zimbrilor și Divizia Națională. Atletismul se pregătește începând cu 2 ianuarie, au continuat activitatea. Ce să spun, ne dorim îndeplinirea obiectivului, menținerea locului actual de către echipa de senior Liga Zimbrilor. Echipa de divizie, cea care a terminat pe locul 3 în serie, va participa la un nou campionat al tineretului pentru cei care nu au drept de promovare. Se va desfășura în sistem turneu, deocamdată nu știm unde. Echipa mare își urmează cursul, se vor desfășura meciurile acasă, sperăm să avem minim 50% din public. În continuare cu atletismul am mai avut încă două contracte noi cu Micu pentru atletul de la aruncarea ciocanului și Măriuca Bosânceanu pentru alergări. Avem așa ca un obiectiv trei medalii de obținut. Avem alături de noi 18 juniori pregătiți de doamna Pintilie, doamna Bovos și acum de doamna Creț, începând din ianuarie. Și ea, pentru anul ăsta ne dorim să începem activitatea cu secția de basket, să începem cât de cât pregătirea, să anunțăm pe calea asta. Chiar vreau să fac un apel către copii, începând din 15 februarie, să putem face o selecție din copiii din liceu, o pregătire pe toată perioada verii și după care, eu știu, dacă reușim în toamnă să înscriem echipa într-un campionat regional de under 15, 14, 12, în funcție de ce copii o să găsim și ei o să fie obligatoriu doar din Vaslui, municipiu și județ. În rest, dorim să fim sănătoși, să nu avem parte de accidentări și să putem îndeplini obiectivele propuse. Mulțumim primăriei pentru sprijin, Consiliului de Administrație, domnul doctor care ne ajută necondiționat, chiar dacă nu avem o relație contractuală cu el alături de echipă mereu. Și cam atât, să ne îndeplinim obiectivele. S-a întrunit lotul vis-a-vis de accidentări? Nu pot să spun că avem accidentări majore. Avem doi sportivi care încă mai au un pic de recuperare de făcut. Nu o să participe la cantonament alături de noi, dar după cantonament și în perioada, în februarie, când începem meciurile oficiale, vor fi alături de noi. Sunt în perioada de recuperare. Da. Nu pot face cu echipa perioada asta, dar imediat după aia vor fi alături de echipă și vor fi apt de joc pentru meciurile oficiale. Noutăți la lot, aveți în vedere în a doua parte a campionatului și pentru următoarea etapă? Pentru următoarea etapă, să spunem că obiectivul va fi, eu știu, un loc mai sus și atunci trebuie să mai facem anumite achiziții de sportivi. Avem un jucător, Gabriel Cumpănici, care este momentan la lotul României, se pregătește pentru cele trei meciuri de la Cluj. Suntem în căutare de jucători, dar nu avem acum ceva fix și așa. Toate discuțiile vor fi purtate imediat după aprobarea bugetului și în funcție de obiectivul pe care îl vom avea impus alături de buget pentru sezonul următor, 2022-2023. În momentul de față, nu cred pentru acest retur că